joy to spend time with you in Baia Mare again. A fost o bucurie pentru mine să petrec acest timp cu dumneavoastră în Baia Mare. Thank you very much for your warm welcome and fellowship. Mulțumesc pentru călduroasa primire și părtășie. Joy to be here. A fost o bucurie să fiu aici. I bring greetings again to the Slavic Gospel. Vă aduc salutări din nou de la organizația Slavic Gospel. And actually, there'd be several thousand people actually aware that I'm here. Pray. Sunt destul de mulți oameni, câteva mii de oameni care știu că sunt aici și se roagă pentru noi. Throughout the United Kingdom. În toată Anglia. We've also got friends in other parts of Romania and Poland. De asemenea, avem frați și din alte părți din România și Polonia care se roagă pentru noi. Our Bible reading is in 1 John chapter 4. În această seară vom citi din Ioan, capitolul 4. 1 John chapter 4, verse 7 to 19. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut niciodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămâne în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat prin Duhul Său. Ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și am mărturisit că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are voia pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Amen. We thank God for His holy word. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui. I live in the south west of England, a long way away. Eu locuiesc în sud-vestul Angliei, destul de departe. Not far from the sea. Nu departe de mare. My family have left home now, the children. Copiii au plecat deja de acasă. It's just Karen and myself and a dog at home. Deci acasă am rămas doar eu și un câine. We're very thankful for where the Lord has placed us. Suntem foarte mulțumitori pentru locul în care ne-a pus Dumnezeu. In our home we've got different things that make a home, decorations, curtains, pictures. Acasă la noi avem diferite lucruri care decorează casa, tablouri, anumite lucruri. I'm sure your home's the same, but there's some things that are very special. Cu siguranță și dumneavoastră aveți la casele fiecăruia ceva deosebit. They're usually small things. De obicei sunt lucruri mici. Could be a gift someone has given to you. Poate să fie un dar pe care l-ați primit. A memory, a family album. O amintire, un album de familie. Picture. O poză. This is very special to me. Pentru mine acest lucru este foarte special. An old letter. Este o scrisoare veche.
The early 1990s. Din 1990 de la început. When I went to Bible College in London. Când am mers la Colegiul Biblic în Londra. We were living in the central part of England. Trăiam într-o zonă centrală în Anglia. We had two little children then. Atunci aveam doi copilași micuți. And every Monday evening I would drive down to London. Iar în fiecare luni seară mergeam în Londra. 4 days at Bible College. La 4 zile pentru cursurile. And I'd come home on the Friday evening. Iar veneam acasă vineri seara. And about every Wednesday, the letter would arrive in London at Bible College. Iar la colegiul unde studiam, o dată pe săptămână primeam câte o scrisoare. It was addressed to me. Îmi este adresată. And my wife would encourage me. Iar soția mă încuraja. But within the letter, dar în această scrisoare, there was always something special. Era întotdeauna ceva special. Which my little ones had drawn or written. Un desen special pe care copilașii mei îl desenau sau îl scriau câte ceva. So of course the letter is very special. Cu siguranță scrisoarea este foarte specială. But there's something very special, deep and meaningful within the special letter. Și în același timp, în această scrisoare se află ceva foarte special. John's letter, first letter, is very, very special. Scrisoarea lui Ioan, la început, este foarte special. But there's a deep and meaningful part for me in these verses, verses 7 to 11, which is my reading tonight. De la versetul 7 la 11, găsim câteva lucruri foarte profunde. We'll be thinking about these verses for few minutes tonight. În această seară ne vom aprofunda aceste versete. But if I may just for one second just stand back and think of John for a minute. Pentru o clipă, dacă ne-am gândit la Ioan. I don't know if you've thought about it in this way, but you don't have to be a theologian to think of John as an apostle of love. Nu cred că trebuie să fii un teolog ca să-ți dai seama că Ioan era un apostol al dragostei. There are about 200 verses in the New Testament. În Noul Testament sunt vreo 200 de versete. Where we have the word love either as a verb or a noun. Unde găsim cuvântul dragoste ca verb sau pronoun. And about half of those, about 100 verses, John picks up on this word love. Iar jumătate din acestea, 100, Ioan folosește cuvântul dragoste. Either in John's Gospel, for God so loved the world. În Evanghelia lui Ioan, unde el spune adesea, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu. His first three letters. Primele trei scrisori ale lui. Or the book of Revelation. Chiar și în Cartea Apocalipsei. And about half of those verses, about 100 verses, they're John's writings. În jumătate din scrierile lui Ioan găsim acest cuvânt, iubire. And out of those 100 verses, iar din aceste 100 de versete, there are 51 mentions of love in this first letter. În prima scrisoare sunt menționate, este menționat cuvântul iubire de 51 de ori. And out of the 51 mentions of love, iar din acestea 51, if you include the word beloved, dacă includem și cuvântul prea iubit, there were 13 mentions between verses 7 through to 11. De la versetul 7 la 11, găsim de 13 ori menționat acest lucru. So it's very clear that love is an important part of John's message. Este foarte clar că dragostea era foarte importantă în mesajul lui Ioan. So we might ask ourselves a question, what is it that John is wanting us to do? Ne putem întreba oare ce vrea Ioan să le spună prin acestea. And you might notice something very similar in verse 7 and verse 11. În versetul 7 și 11, foarte un lucru similar. Beloved, we ought to love one another. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții. Here's John's intention in this passage. Intenția lui Ioan în acest pasaj este ca noi să fim iubitori unii cu alții. Now, if you imagined these verses 7 through to 11 in a different way. Să ne imaginăm aceste versete de la 7 la 11 în alt mod.
Christmas present, let's say. Ca un cadou de Crăciun, să zicem. We wrap the present up. Am vedea de la cine este. We put a label on it. Am pune o etichetă. And to Christians. Iar pentru creștini. A little message. Și un mesaj. Love one another. Iubiți-vă unii pe alții. And so what I'm going to try and do is, having established that, din moment ce am stabilit acest lucru, to unwrap the passage. Trebuie să descoperim cadou, să vedem ce este. And see what's inside. Să vedem ce este în el. Because we're told here, pentru că ni se spune, to love one another on two occasions. Să ne iubim unii pe alții de două ori, în două versete diferite. So why should we? What's the basis for de ce ar trebui să ne iubim unii pe alții? And that's what I want to explore for a few minutes tonight. Acest lucru aș vrea să-l explorăm în câteva minute în seara aceasta. Bring an application. Și să îl punem în aplicare în viețile noastre. The first reason is, primul motiv este, in verse 8, în versetul 8, we're told that God is love. Ni se spune că Dumnezeu este dragoste. In fact, did you notice in our reading, God is love is repeated in verse 16. Ați observat că și în versetul 16 se repetă același lucru. Dumnezeu este dragoste. God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. Dumnezeu este dragoste, cine rămâne în Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu este în el. But how do we know that God is love? Dar cum știm noi că Dumnezeu este dragoste? Because John has already told us different things about God. Ioan deja ne-a spus mai multe lucruri despre Dumnezeu. In chapter 1 and verse 5. În capitolul 1 cu versetul 5. We're told that God is light. Ni se spune că Dumnezeu este lumină. And in him is no darkness at all. Și în el nu este întuneric. Not one speck. Nici măcar un pic. He lives in an inexpressible light. El trăiește într-o lumină desăvârșită. I am the light of the world, Jesus said. Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. But then, in verse 9 of chapter 1, we're told something else, that he is faithful. În versetul 9 din capitolul 1, ni se spune că el este credincios. Confess our sins. He is faithful to forgive us our sins. El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat dacă ni le mărturisim. But then in chapter 2 and verse 29. Iar în capitolul 2 cu versetul 29. We're told that he is righteous. Ni se spune că el este neprihănit. And then in chapter 3 and verse 3. Iar în capitolul 3 cu versetul 3. We're told that God is pure. Ni se spune că el este curat. So, he is love, he is light. El este dragoste, este lumină. He is faithful. Este credincios. He is righteous. Este neprihănit. He is pure. Este curat. We read in John's first, in his gospel, chapter 4, that God is spirit. Citim în 1 Ioan capitolul 4 că el este Duh. Of course we read many other things about God. Cu siguranță citim diferite și multe lucruri despre Dumnezeu, despre ce este Dumnezeu. In the law, he is holy, be holy, for I am holy. Dumnezeu este legea, el este sfânt, eu sunt sfânt. In the Psalms, he is good. În Psalmi, Dumnezeu este bun. In other words, we read lots of things about God. Alte lucruri, citim multe lucruri cu privire la Dumnezeu. Might say, just as we talked of that diamond sparkling, whichever way you look at it. Și să putea să gândim și să credem la fel cum am spus azi dimineață cu privire la diamant care strălucește în diferite feluri. God has many sparkling attributes. Dumnezeu are diferite atributuri, atribute scripitoare. There are many absolute statements like God is love. Prin diferite trăsături ale caracterului său. So is love a big enough word to describe God? Deci cum am putea defini dragostea lui Dumnezeu? After all, you look at the fruit of the Spirit. Dacă ne uităm la roada Duhului, which is love, joy, peace, dragoste, bucurie, pace, long suffering, kindness, nelungă răbdare, bunătate, goodness and so on. Și așa mai departe. And my
point is that God is perfect in all of these different attributes. Ceea ce vreau să subliniez este că Dumnezeu este perfect în toate acestea. In fact, Matthew tells us that God is our Father in heaven is perfect. În Matei ni se spune că Dumnezeu Tatăl nostru este. How do we know that God is love? Cum știm că Dumnezeu este dragoste? Dear friends, our answer, I believe, is in verse 9. Răspunsul îl găsim în versetul 9. God has got a son. Dumnezeu și-a trimis fiul. As I have a son, I have two sons. Actually, God has got a son. Dumnezeu are an eternal son. Un fiu veșnic. Who we know as Jesus Christ. Pe care îl știi, Domnul Iisus Hristos. Now, I have two sons. Eu am doi fii. Sean and Daniel. They're grown up. Sunt mari deja. God has an only son, an only begotten. Dumnezeu are un singur fiu prea iubit. And you cannot be a father without having a son. Nu poți fi tată fără să ai un fiu. And you cannot, I don't think, be a loving father without a relationship based on love. Și nu poți fi un tată iubitor fără a avea o relație iubitoare. In other words, love doesn't make sense unless there is someone to love. Nu are valoare dacă nu ai pe cine iubi. So there is a relationship in heaven. Deci există o relație în cer. And it is based on love. Și este bazată pe dragoste. And it's more than a relationship than you and I know. Este mai mult decât o relație pe care o înțelegem noi. Because it's a perfect relationship. Pentru că este o relație perfectă. There's nothing spoiled. Nu este nimic stricat, in heaven. Întinat în cer. It's not like things on earth after the fall of Adam and Eve. Nu este ca lucrurile de pe pământ după căderea lui Adam și Eva. Because sin has shattered society. Pentru că păcatul a distrus societatea. Shattered man within himself. A sfărâmat omul înăuntrul său. The wages of sin is death. Pentru că plata păcatului este moartea. Sin has shattered man's relationship with one another. Păcatul a sfărâmat relațiile oamenilor. Well, no, he has to look at how people treat one another in the world. Trebuie doar să ne uităm cum se raportează oamenii unii la alții în lumea aceasta. The shattered relationships that there are. Să vedem relațiile sfărâmate pe care le au. But there are no imperfections in the Godhead. În Dumnezeu nu există imperfecțiune. As we read in chapter 3 that God is pure. Cum am citit în capitolul 3 că Dumnezeu este curat. And the Father loves the Son. Iar Tatăl îl iubește pe Fiul. The Son loves the Father. Fiul îl iubește pe Tatăl. And they are perfectly one in love. Sunt una în Hristos. In fact, it's a mutual relationship. Este o relație reciprocă. What do I mean? Adică cum? Well, they have identical intentions. Au intenții identice. The father's intentions would be the same as the son's intentions. Intențiile tatălui sunt la fel cu intențiile fiului. Father and son are not like a two-headed pulling in different directions. Tatăl și fiul nu sunt ca doi oameni care trag în direcții diferite. There is love, there is harmony. Este dragoste, armonie. There is unity. Unitate. There is fellowship. Părtășie. There is sweetness and purity. Dulceață și curăție. In the Godhead. În Dumnezeu. Furthermore, God is not self-centered like Dumnezeu we can be. Nu este egoist cum noi putem să fim. Because man by nature. Pentru că omul prin natura sa. Thinks of himself. Se gândește prima dată la el. What's in it for me? Eu ce-am de câștigat din toată asta? How will things work out for me? Cum se rezolvă lucrurile pentru mine? But God is not like that. Dumnezeu nu este așa. God is not self-centered. Dumnezeu nu este egoist. God is God-centered. Dumnezeu este God plin is de dragoste. Love-centered. Este centrat pe dragoste. In fact, God's love is not dependent on you and I. Dragostea lui Dumnezeu nu depinde de mine și de tine. There is perfect happiness within that heavenly family, as it were, before you and I came into existence. Dumnezeu a fost fericit înainte ca noi să existăm. So that happiness is not dependent on you and I. Fericirea lui nu depinde de mine și de tine. We read in Acts 17 as if God needed anything.
17 că Dumnezeu nu avea nevoie de nimic. You look in verse 19, we love him because he first loved us. În versetul 19 ni se spune că noi îl iubim pe el pentru că el ne-a iubit întâi. That's a humbling thought. Ce gând măreț. So why should we love one another? De ce să ne iubim unii pe alții? Because God is love. Pentru că Dumnezeu este dragoste. But there's a second reason. Dar mai este și un al doilea motiv. Closely related. Legat, îndeaproape. Not only is God love. Nu doar că Dumnezeu este dragoste. But in verse 10. Dar în versetul 10. It simply says he's loved us. Spune simplu. El ne-a iubit. In verse 9 it's put in another way that he sent his only begotten son. În versetul 9 ni se spune că a trimis în lume pe singurul său fiu. The love of God was manifested toward us. Dragostea lui Dumnezeu a fost arătată, îndreptată înspre noi. Put so beautifully in verse 10, he has loved us. Iar în versetul 10 spune atât de frumos, el ne-a iubit. Or we have this hymn in the West, you may know, amazing love, how can it be? Avem o cântare, dragostea minunată, cum poate să fie? That thou, my God, shouldst die for me. Ca Domnul meu să moară pentru mine. We read back in chapter 3 and verse 1. Behold, what manner of love is this, that we should be called the children of God. În capitolul 3, versetul 1, spune astfel. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și sunt. In chapter 10, excuse me, verse 10. Now John develops this matter of God's love. În versetul 10, Ioan exprimă dragostea lui Dumnezeu. And he explains that his beloved son was sent to be the propitiation for our sins. Iar în versetul 10 ni se spune că Iisus Hristos a fost jertfit pentru noi. I think it's one of the most deep and meaningful theological words in the Bible. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu găsim multe expresii profunde. Please don't join many who wish to dispense of that precious word. Vă rog frumos să nu vă alipiți de cei care nu iau în seamă acest cuvânt foarte important. Many people think, well, it's an old-fashioned word. Mulți oameni spun, ah, e un cuvânt vechi, Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Can't we dispense of that word and use a different word? Nu putem să folosim noi alte cuvinte mai atrăgătoare, mai ușor de înțeles. Dar, dragii mei, a deeply significant word. Are o semnificație profundă. And it is the Holy Spirit's choice of word. Și Duhul Sfânt a ales acest cuvânt prin Ioan ca să ne dea astăzi. De aceea, must pay attention to this word, propitiation. Și noi trebuie să fim la acest, să fim atenți la aceste cuvinte. Fiul său a fost dat ca jertfă de ispășire. And it means the removal of God's wrath for our sins. Iar aceasta înseamnă că Dumnezeu a înlăturat mânia lui din cauza păcatelor noastre. He says in verse 10. Iar în versetul 10 spune. He loved us, sent his son to be the propitiation. Că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Now, I grew up liking motorbikes. Eu am crescut în preajma motocicletelor. On the back of my motorbike there was what we have shock absorbers. Pe roata din spate la motocicleta mea avem to take away the bumps, you know, the suspension. Suspensia care absorbe șocurile. You've got them on your cars. Și noi le avem la mașini, suspensii. Imagine what it would be like driving your car with no suspension. Imaginați-vă cum ar fi să mergeți cu mașina dar fără suspensii. And you would feel every bump in the road. Ați simți fiecare groapă pe drum. All the, you know, the bumps, the poles, the toate zdruncinăturile, gropile. Cars have shock absorbers, motorbikes have. Și mașinile, la fel ca motocicletele, au suspensii. On the cross, pe cruce, Jesus became our wrath absorber. Iisus Hristos a devenit suspensia pentru păcatele noastre. He took the
punishment for our sins, he experienced something. A luat asupra lui păcatele noastre, ca noi să nu trăim așa ceva. He took what we would never have to experience. A luat asupra lui ceva ce noi nu mai trebuie să experimentăm. So we're bound to this word, propitiation. Suntem legați de acest cuvânt, jertfă de ispășire. But who needs to be propitiated? Dar cine are nevoie să fie ispășit? The answer is that God needs to be propitiated. Dumnezeu, răspunsul este că Dumnezeu a ispășit păcatele. God is provoked, as it were, by sin and horror and things like that. Păcatul a provocat această mânie, a tras asupra noastră această mânie a lui Dumnezeu. The psalmist will tell us that God is angry with the wicked every day. Psalmistul ne spune că Dumnezeu este mânios asupra oamenilor păcătoși. But in Jesus, dar în Iisus Hristos, his anger is turned away. Mânia lui a fost înlăturată. From us, if we truly believe, dacă noi credem cu adevărat, anger was taken out, as it were, on the Lord Jesus. He suffered and bled and died. Toată mânia aceasta lui Dumnezeu a fost turnată asupra Fiului Său, ca noi să putem fi ispășiți de păcate. He was punished in our place. El a fost pedepsit în locul nostru. He was our wrath absorber. El a absorbit toată mânia lui Dumnezeu. Who provides the propitiation? Another question. O altă întrebare. Cine aduce ispășirea? And the answer is that God does. Dumnezeu aduce și ispășirea. Because the Bible says that, pentru că Biblia spune, God so loved the world, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, that he sent his only begotten son. Încât a trimis pe singurul său fiu. In other words, the initiative is from God entirely. Inițiatorul este singur Dumnezeu. And Jesus was punished. We may say, if we trust him in my place. Iisus Hristos a fost pedepsit în locul nostru. It was God's idea. A fost ideea lui Dumnezeu. To save us. Să le salveze. By sending his son. Trimițând pe singurul său fiu. To be a propitiation for our sins. Să fie un ispășitor al păcatelor noastre. And that word propitiation. Iar acest cuvânt, ispășitor. It speaks to me of the very depth. Îmi vorbește despre dragostea profundă a lui Dumnezeu. We can think of the length of God's love and all the promises through the Old Testament. Ne putem gândi la mărimea bunătății lui Dumnezeu prin promisiunile pe care le avem în Scriptură. And the lengths that Jesus went to go to the cross. Și cât de mult a făcut Hristos pentru noi. But this word speaks of the depth of God's love. Acest cuvânt, ispășire, vorbește despre profunzimea dragostei lui Dumnezeu. Do you have that wonderful modern hymn, How Deep the Father's Love for Us? Cred că și noi avem această cântare, Ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl. Are you reading all about it tonight? Despre aceasta am vorbit. He became a propitiation for our sins. El a devenit un ispășitor pentru păcatele noastre. Because Jesus became a propitiation, chiar pentru că Iisus Hristos God a fost satisfied, Dumnezeu a fost mulțumit, and we can be reconciled. Și noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Oh, dear friends, the lengths that God went to for you and I. Cât de mult a făcut Iisus pentru noi. For God so loved the world. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu. He sent his dear beloved son. Pe singurul său fiu. You know that verse in John 3:16. I was at a ministers' conference last year. Anul trecut la una din conferințe. And the gentleman was preaching in Isaiah. Un frate predica din Isaia. Then he went to John 3:16. Și a trecut direct la Ioan 3:16. And he said this. Și a spus. You would think, in view of the fact that we are such sinners, v-ați gândit vreodată că noi suntem atât de păcătoși, that verse might have said that God so loved his son that he gave him the world. Pentru că Dumnezeu și-a iubit atât de mult fiul, încât i-a dăruit o lume întreagă. Doesn't it just that God so loved the world, he gave us his son. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ne-a dat nouă. Suggests that he
He loves us like his son if we're trusting him. Lucrul acesta ne arată că el ne iubește ca pe fiul lui dacă noi ne încredem în el. So here is the basis for loving one another. Iar aici putem vedea bazele. God is love. Unii de alții. Dumnezeu este dragoste. He has a son. Are un fiu. And God has loved us. Iar Dumnezeu ne-a iubit. And he sent his son to die for our sins upon the cross. Și a trimis fiul să moară pentru păcatele noastre. So we might go completely free. Ca noi să fim eliberați. In fact, not only should we love one another. Nu doar că ar trebui să ne iubim unii pe alții. You notice in verse 11. În versetul 11. If God so loved us, we ought to love one another. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și noi trebuie să iubim unii pe alții. We really must love one another. Chiar trebuie să ne iubim unii pe alții. Now, you remember at the beginning of the message. Țineți minte la începutul mesajului. I mentioned that there were 51 mentions of love. Am menționat despre faptul că este scris de 51 de ori despre in this letter, iubire în această scrisoare. And 13 mentions in this little reading. Iar de 13 ori în aceste versete. And on every occasion in John's letter it's the word agape. Iar cu fiecare ocazie în scrierile lui Ioan este vorba despre dragostea agape. In other words, God is agape. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este agape. God is agapeus. Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste agape. So what is this agape love? Ce înseamnă? Cum este această dragoste agape? Well, I want to tell you it's something. Vreau să vă spun, este ceva. The world does not understand. Ce lumea nu poate să înțeleagă. Because it's not in them. Pentru că nu este în lume. It's just in the Lord's este people. Este doar în oamenii lui Dumnezeu. Because Romans 5 verse 5, the agape love of God has been shed abroad in our hearts. 5:5 spune că dragostea agape a lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre. By the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. So it's completely different from the este love in society. Complet diferit de dragostea văzută în societate. It's not shallow or surface deep. Nu este o dragoste superficială sau goală. But it's spiritual. Este o dragoste spirituală. It's from heaven. Este din cer. There is a spiritual dimension. Este are o dimensiune spirituală. A vertical dimension. O dimensiune verticală. It's unselfish. Este neegoistă. It goes the extra mile. Face un pas în plus. It's prepared to forgive. Este gata să ierte. You remember in Matthew chapter 5 going the extra mile. Unde mi se spune dacă aproapele tău te roagă să mergi cu el o milă, tu să te duci una în plus. Turning the cheek. Să întorci și celălalt obraz. Loving our enemies. Să ne iubim vrășmașii. It's different in that it thrives on giving. Este diferit. Este bucurie în a dărui. But by nature and practice, we like to receive. Din natura noastră umană ne place să primim cadouri. It's a conscious effort to get on with one another. Este o luptă ca să te înțelegi unul cu altul. Bearing in mind. Dar trebuie să ținem minte. That we've all got faults. Că toți avem greșeli. And we're very quick to see the faults in others. Dar foarte repede observăm greșelile celorlalți. Forgetting that we have faults ourselves. Uitând că și noi avem greșeli. The Lord's table, examine yourselves. Masa Domnului, cercetați-vă. And yet we examine one another at times. Totuși de multe ori îi cercetăm pe alții. But there must be a willingness to love. Dar trebuie să fie și o voință în a iubi. Forgive. A ierta. And when people wrong us, iar când oamenii ne greșesc, conscious effort to put it behind us, trebuie să facem un efort să uităm, be reconciled, să fim împăciuitori, and love one another, iubitori, as Christ has loved us, așa cum Hristos ne-a iubit. We were looking at the doctrine of the church, la doctrina bisericii, and it's interesting, isn't it? Este interesant. The greatest chapter on love is found to the divisive church in Corinth. Cel mai mare capitol al care vorbește despre dragoste din 1 Corinteni, 1 Corinthians 13, capitolul 13,
6. But in verse 5 of that chapter, dar în capitolul, în versetul 5 din acel capitol, it says love does not behave rudely. Spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Does not seek its own. Nu își caută folosul său. Is not provoked. Nu se umflă de mândrie. Thinks no evil. Nu gândește rău. That little phrase. Această frază micuță, scurtă. Phrase thinks no evil. Să nu îi dorește rău la aproape. In the original language. În scrierea originală. It means keep no accounts of evil. Spune să nu păstrezi, să nu ții minte greșeala celuilalt. I fear at times. E teamă că de multe ori. If you imagine my mobile phone is a little diary. Mă uit la telefonul meu, este ca și un mic jurnal. Sometimes we're in danger of making a mental note of when someone wrongs us. Uneori facem o notiță mentală când cineva ne greșește, punctăm acolo. And it may be we come into contact with someone. Și poate când ne întâlnim cu cineva. But deep down we've not really forgiven them. În adâncul nostru nu l-am iertat sau nici măcar nu încercăm să-l uităm. There's still a record in our heart and mind. Rămâne ca și o amintire în sufletul nostru și mintea noastră. Imagine if the Lord is like that with you and I. Imaginați-vă chiar dacă Iisus ar fi așa cu mine și cu tine. Brings it up. Thank God he keeps. He doesn't keep that record. Slavă Domnului că El nu ține minte. Of course he's God. He knows everything. Și normal, El este Dumnezeu, știe totul, nu uită. Dar a ales să nu își aducă aminte de păcatele noastre. Dragoste agape. And I want to just close with this thought that God's agape. Aș dori să închei cu acest gând. Dragoste agape a lui Dumnezeu. It can melt the hardest of hearts. Poate să topească cea mai împietrită inimă. Now it's interesting that John, este interesant cum Ioan, who writes this, care scrie about God's love, aceste lucruri despre dragostea lui Dumnezeu. It's interesting in Mark chapter 3. Este interesant că în Marcu capitolul 3. I think it's verse 17. He's a son of thunder. 17. El este son of thunder. El este fiul. Read Mark 3, verse 17. Capitolul 3, versetul 17. Fiul al tunetului. That's what was. Așa era el, fiul al tunetului. Do you know, in Luke chapter 9, în Luca capitolul 9, he's passing through a Samaritan village, trece printr-un sat de samariteni. They didn't want to receive Jesus. Ei nu doreau să-l primească pe Iisus. And he wants to call down fire from heaven and scorch them out of them. Foc din cer să-i nimicească. But now, the apostle of love, apostolul iubirii. I might be wrong, but reading those verses, I imagine he had a bit of a temper. Dar citind aceste versete, mie mi se părea că avea un pic de atitudine. The Lord had changed him and melted him. Dar Domnul l-a schimbat și l-a înmuiat. He's now the apostle of love. Acum el este apostolul iubirii. Dear friends, has God changed you? Dragi prieteni, v-a schimbat Dumnezeu? You trusting him for salvation? Vă credeți în el ca mântuitor? Are you loving one another? Vă iubiți unii pe alții? As Christ loves you. Așa cum v-a iubit Hristos? Brothers and sisters, we frați și surori, we ought to agape. Noi trebuie să ne iubim cu dragoste agape unul pe altul. Well, may God bless you. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze. Amen.